Salutare și bine ai venit la al doilea meu vlog. Eu sunt Andrei, sunt acasă la mine și m-am gândit ce modalitate mai frumoasă am de a-mi sărbători ziua onomastică decât a filma încă un vlog. Vlog pe care din păcate l-am filmat de 2 ori, pentru că am crezut că e o idee foarte bună să filmez la minus 10 grade Celsius. Era un peisaj ce-i drept frumos afară, dar după 3 duble și 2 idei spuse, deja am înghețat și am fugit spre casă. Deci, filmăm vlogul a doua oară. Ar trebui să iasă mult mai bine, să începem. Și vreau să încep acest vlog cu o întrebare pentru tine, și anume dacă ai participat vreodată de unul singur la orice fel de eveniment. Dacă răspunsul este da și la tine, înseamnă că deja avem câteva situații în comun, și anume acele momente când ești foarte entuziasmat, mergi la un eveniment, vezi că toată lumea se distrează, foarte multe grupuri de persoane care se cunosc deja, care socializează, totul e frumos pentru ei. Dar tu fiind singur nu prea-ți găsești locul și ajungi să stai stingher în colțul tău, ți-e frică să faci orice fel de mișcare în a cunoaște o persoană nouă, situația devine un pic stânjenitoare și nu te simți foarte confortabil și parcă aștepți să vină acea persoană să-ți întindă o mână spre salvare, spre grupul lui, dar din păcate știi că asta nu se va întâmpla niciodată. Am trecut și eu prin chestia asta, m-am simțit foarte nasol și am decis că e timpul la un moment dat să fac o schimbare, până aici a fost. Și m-am gândit la această problemă și am venit cu 4 pași în a o rezolva și acum pot să zic că mă bucur la maxim de orice fel de eveniment și exploatez acea oportunitate pentru a cunoaște oameni noi. O să ți le spun și ție, sper să te ajute să începem. Pasul numărul 1 este să admiți că ai emoții, că nu e chiar scenariul ideal la care te așteptai când ai plecat de acasă și că nu vei avea parte de confortul pe care ți l-ar fi oferit prietenii tăi. E ok să ai emoții. 85% din persoanele care vorbesc pentru prima oară în public sau cunosc persoane noi pentru prima oară au emoții și nu spun că această conștientizare a lor le va face să dispară, dar vei opri la un moment bun expansiunea lor într-un punct în care le vei mai putea controla. Pasul numărul 2 este să fii cu ochii în patru. La primele două evenimente la care eu am participat de unul singur, nu aveam idee câte oportunități îți poate oferi un grup pentru a te introduce între ei. Și aceste oportunități sunt subiectele comune, pe care le poți sau nu le poți stăpâni, nici nu contează. O să-ți dau un exemplu din experiența mea ca să-ți dai seama mai bine de ce vreau să spun. La ultimul eveniment la care am participat, am intrat acolo în sală, am analizat cam care sunt grupurile și am observat două persoane cam de vârste apropiate cu a mea care vorbeau și la un moment dat una dintre ele a scos o carte din ghiozdan și a spus: "Cartea asta este genială, o recomand oricui, trebuie să o citești." În acel moment nu am putut face nimic altceva decât să mă duc, m-am introdus, bună, sunt Andrei, sunt și eu cititor și am cam rămas într-o perioadă grea în care nu mai am cărți de pus pe listă și am auzit că ai recomandat cartea asta oricui. Poți să-mi spui despre ce e vorba? De la acest subiect banal, și anume o carte, am ajuns în jumătate de oră, cam 40 de minute, să ne cunoaștem foarte bine, ne-am povestit viețile, și mă simțeam de parcă știu acele persoane de foarte mult timp. Plus că, să nu mai spun că din două persoane care deja erau foarte familiare cu acel loc și acel grup, s-au făcut 5, s-au făcut 10 și totul a crescut exponențial. Tot ce a trebuit să fac a fost să găsesc acel subiect comun, să mă introduc printr-o simplă întrebare, nici nu-l stăpâneam, să fiu sincer, nu știam despre ce e cartea aia și totul a mers de la sine. Magie! Pasul numărul 3 și cel care mi-a schimbat mie cu adevărat experiența asupra evenimentelor este că dacă oportunitatea perfectă nu apare, va trebui să o creezi. Și cum o creezi? Faptul că tu și o anumită persoană din sală sunteți la același eveniment, deja e o latură comună foarte puternică între voi doi. Poți să-l întrebi chestii simple de genul: ce te-a dus la acest eveniment, cum ai aflat de el, ce te motivează să mai mergi la evenimente de genul ăsta, de ce te fascinează subiectul. Sau pur și simplu poți începe cu o observație despre el ca persoană, o observație pozitivă, sper. E de preferat să nu începem cu reproșuri de la prima cunoștință. Și anume, îmi place foarte mult genul tău vestimentar, mi se pare că se potrivește evenimentului. Îmi place foarte mult grupul cu care ai venit, mi se pare că emană o energie foarte puternică în sală. Și o mie de alte observații, complimente, întrebări care se pot aborda. Și o să-ți ofer și aici un exemplu din experiența mea personală. Și e momentul când eram într-un pub cu colegii mei și așteptam un concert să înceapă și vine un tip la noi și ne spune: "Domnilor, eu nu vă cunosc, dar vă respect foarte mult pentru tipul de bere pe care îl beți." De la acea observație despre un tip de bere pe care el a simțit nevoia să o facă,
Am ajuns ca grupul nostru și grupul lui să se înțeleagă foarte bine, să ne cunoaștem și avem foarte multe experiențe împreună, foarte tari. Pasul numărul 4, care sună cel mai banal, dar pentru mine devenise o provocare, este faptul că trebuie să te distrezi. Aflându-mă în ipostaza de a fi singur la eveniment și puneam foarte multă presiune pe mine însumi că trebuie să mă duc să cunosc oameni, să fiu sociabil, bla 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 bla, aceste gânduri negative creau efectul spiral al sentimentelor mele și anume plecam de sus cu energie pozitivă și gândurile mă obligau să fac o interacțiune, să mă duc să cunosc oameni și nu o făceam. Și din punctul în care nu o făceam, stima mea de sine încă scădea, nu o mai făceam încă o dată, stima scădea până se ducea la zero și nu mai eram bun de nimic la acel eveniment. Nu uita că trebuie să te comporți normal, nu uita că ești acolo să te distrezi și crede-mă că în stilul ăsta interacțiunile vor fi pe măsură. Ăsta a fost al doilea meu vlog, mersi mult că te-ai uitat, mersi mult pentru feedback-ul pe care mi l-ați oferit după primul vlog, m-ați motivat să continui și să vreau să postez cât mai des aceste vloguri. Și nu uitați că dacă vreți să abordăm un subiect de discuție sau aveți vreo întrebare, poate am trăit eu vreo experiență care o să vă ajute și pe voi, să-mi scrieți în secția de comentarii. Și până la următorul vlog, nu uita că timpul e scurt, așa că ieși din zona de confort și caută constant provocări noi. Pe data viitoare!